Ce, o Gianina ta, ce și face, mă? Lasă că știu eu, se dă ea cu mințica așa, dar iese balaurul din ea. Păi mie îmi zici, mă, păi în Colentina e plin de fete de-astea, mă, ziua la biserică și noaptea, babam, rang în discotecă. Nu zic că Gianina nu bea, dar asta așa, ca să facem și noi o diferență. Bă, și până la urmă, mă întreb eu așa, ia cum își rezolvăm problemele astea? Cum? Pe care le avem toți, adică, na, de mine, eu merg prin sat cu nevestele la alții, na, adică știe toată lumea. Dar ea, a? Cum face? Cu cine face? Cu, când? Adică, astea sunt lucrurile pe care nu știe nimeni nimic, mă. Deci e clar, are pe cineva. Și-l ține în casă, acolo. Dar de unde știi tu, mă, Nicule, că-l ține în casă? A, mă, băi, Bobiță, simplu. Deci eu, când merg pe, la ea pe stradă noaptea, întuneric, da? Mă uit la casa ei întuneric, doar sus la ea acolo, o luminiță mică, o lanternă, o lumânărică, ce ține ea. Asta până acum câteva zile. Dar acum știi cum e, mă? Cum e, mă? Băi, deci e lumină și sus, și jos, și înăuntru, și afară. Și ghiți ce, mă? Muzică dată tare. Hai pică, mă! Deci e... Dă-o dracu cu lumini, cu muzică dată tare, cu asta. Dar ce-a făcut, discotecă sau cum? Nu știu, mă, dar are pe unul. Cred că ziua îi dă să mănânce, înțelegi? Și noaptea începe să joacă pe acolo, de-a mama și de-a tata. Bă, ea, bă, ce facem aici, mă? Ce pion sau cum face? Că nu înțeleg. Bă, dar mută-te, mă, la altă masă. De ce, schimbăm masa sau cum? Nu schimbăm masa, mă, tu te duci la altă masă, noi rămânem aici. Du-te la masa aia acolo. Du-te și joacă singur, împarte 10 mâini și joacă-le dracu pe toate cu macaua asta, că m-ai albit. Ce ai, mă? Bă, tu n-auzi, mă, să te muți, du-te, mă, și lasă-mă. Tu nu vezi că aici noi vorbim chestii serioase, mă? Tu nu vezi că noi avem aici o discuție cu o treabă importantă? Ce dracu vorbiți voi serioase? Ce discuție serioasă asta, mă? Că cine o gândilă pe Gianina? Asta e discuție serioasă, mă? Lasă-o, mă, că e fată mare, e vaccinată, să reglează și ea cum poate. Ia uite. Băi, uite că mie nu-mi convine așa, mă, Gianni. Nici mie nu-mi convine, mă, că asta zic. Adică noi ne uităm la ea ca la o prăjitură de atâta vreme și vine unul, nu știu cine, care mușcă direct din prăjitură. Păi lasă-mă să știu și eu cine e ăla, ca să răștec de frișcă de la gură, nu? Ha. Uite că pe mine nu mă interesează, mă. E bine așa? Vezi că te arde grijă cam tare de Gianni, nu te? Ia uite, mă, altă treabă n-ai tu, mă, decât să stai aici la bârfă să vezi ce face lumea, nu? Mai bine, hai da și tu cu o mână de var, că uite, negreală pe acolo, cade-te-n cuiala pe noi de bula, că ne cade ca ne rupe. Uite, paharele alea, spală și tu paharele, tu ai văzut ce-i pe fundul la paharele alea? Că ești că e la mol, mă. Mai ai, mă? Hai chiar mai să facem o listă, adu-mă o fără. Ia ieși dracu acasă, mă, hai. Adică? Ieși afară, uite acasă și pleacă, lasă-mă în pace, că m-ai albit, du-te, n-auzi să nu te mai văd. Nu, mă, mă duc la altă masă, dacă te-ai enervat așa, așa, prietenești tu, mă? Hai, mă, mută-te la altă masă, du-te-n partea, lasă-mă, nu te mai văd, lasă-mă să-mi fie dor de tine, mă. Lasă-mă, că mai omor. Bă, deci cine e ăsta, mă, că eu vreau să știu cine e ăsta? Băi, bagul la foc că e cineva. Da, dar cine ăsta zic eu? Hai, norocoți. Mă rog, domn șef, cu ce te servesc? Cu o bere, o ceva? Nu, că sunt în timpul programului, nu beau. Dar de mâncare ce e? Tot ce-a făcut mici? Da, tot. Bă, Bobiță, ce nu faci, mă, și tu o pizza ca la Micșunești? Și ce bună e? Ai mâncat pizza de la Micșunești, este? Ieri? E bună și rece, mă. Mamă, domn șef, că zice lumea că ești pămpălău, că nu ești în stare de nimic. Și tu ai luat premiul întâi cu coroniță, nebule, ai luat medalia de aur, ai umblat acolo. Mersi, dar ce medalie, la ce probă? La 100 de metri calorie. Ia stai tu jos aceea, să te întreb eu ceva. Ce, mamă, mi-l pui aceea acum, a? Ia tași. Mamă, domn șef. Luam medalia. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!